Ne aflăm la Casa Memorială Romulus Cioflec din Arad, județul Covasna, muzeu organizat în cadrul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântul Gheorghe. Sunt muzeograf Luminița Corna, cercetător al vieții, activității și operei scriitorului Romulus Cioflec, care a trăit în perioada 1882-1955, scriitor important din perioada interbelică, membru al Societății Scriitorilor Români, premiat cu un premiu al Academiei Române pentru romanul Vârtejul în anul 1938, profesor o viață întreagă în trei centre importante ale României mari, în Chișinău, în Timișoara și în București. Perioada basarabeană de aproape 10 ani, 1917-1926, a fost deosebit de importantă pentru scriitorul nostru. Romulus Cioflec și-a adus o contribuție importantă la Marea Unire, deși nu a fost o personalitate politică de prim rang. Dar numele lui a fost prezent alături de nume importante ale scriitorilor, intelectualilor, unioniști din Basarabia, din Chișinău, în perioada 1917-1918-1920. Romulus Cioflec a fost legat sufletește de basarabeni. El a luptat pentru idealurile basarabenilor din perioada de mare cumpănă a anilor 1917-1918, când efectiv a locuit în Chișinău, a participat la întemeierea Partidului Național Moldovenesc din 1918, a contribuit la tipărirea ziarului Cuvânt Moldovenesc, a fost redactor la gazeta Sfatul Țării, a fost trup și suflet față de membrii din Sfatul Țării, unde președinte era prietenul său, Pantelimon Halipa. Pentru activitatea lui din Basarabia, pentru participarea la mișcarea națională, politică și culturală din Basarabia, Romulus Cioflec a primit o valoroasă distinție, și anume Bărbăție și Credință, clasa 1. Prin urmare, Romulus Cioflec a luptat pentru cauza, pentru idealul românilor basarabeni, ideal al tuturor românilor, ideal al scriitorului Romulus Cioflec și al familiei sale. Deputații Sfatului Țării, participanți la ședința legislativului basarabean din ziua de 27 noiembrie 1918, la care s-a votat reforma agrară și unirea necondiționată a Basarabiei cu România, apar toți într-o fotografie pe care muzeul nostru o deține. Și Romulus Cioflec este foarte vizibil în această fotografie. Prin urmare, chiar dacă nu a fost deputat în Sfatul Țării, Romulus Cioflec a fost alături de prietenii și de frații lui români basarabeni. Pentru a descoperi mai multe informații, mai multe amănunte despre scriitorul Romulus Cioflec și despre familia sa, vă invităm să vizitați Casa Memorială Romulus Cioflec din Arad.